Salutare, dragi prieteni, bun găsit la un nou vlog de data asta din viața de navigator. Am uitat ieri la Cătălin de la Backpack Your Life, cu vlogul Backpack Your Life, și mi s-a făcut un dor super maxim de a face vloguri. Așadar, haideți să începem un nou vlog din viața de navigator, de aici, de pe vapor. Prieteni, ne apropiem de Suedia și este un frig afară de nu-ți vine să crezi. În momentul ăsta 6 grade sunt, dar credeți-mă, bate vântul foarte, foarte tare și trebuie să reglez instalația de aer condiționat. Am deschis aburul, da? Instalația de abur. Deschidem aburul pentru a avea căldură sus în cabine. Altfel, noaptea va foarte, foarte frig și nu pot să dorm. Ia să vedem cât sunt. Deci 20 și cred că 21-22 de grade văd eu, sper să văd bine. Atât este sus în cabinele echipajelor. Asta este aerul de recirculare, cel care vine de la cabine. O mică parte vine de afară și o mică parte din recirculare, pentru a nu consuma foarte, foarte mult abur. Așadar, ia să vedem pe aici, facem o tură, după care mergem la muncă. Da, totul e bine aici. Haideți, o să mergem și puțin pe afară să vedem care este atmosfera. Trebuie să mă îmbrac bine, pentru că nu vreau să stau să îngheț aiurea. Hai să mergem. Ăsta e un vlog din viața de navigator. Arată frumos tare de tot afară, dar credeți-mă, este răcoare. Da, mi s-a părut că văd eu ceva. Nu. E doar val acolo. Am crezut că niște delfini ceva. Pe partea aia e soare. Mai mult ca sigur. Ia să mergem să vedem. Nimeni nu la muncă pe aici. Uite-le-a. Hey, da, aici trebuie să curățăm tot așa. What you want to say? We'll clean this, so tomorrow we have the easy day. Yes, yes. Okay, we'll clean today and tomorrow. Tomorrow arrival to Sweden. We arrive to Sweden tomorrow. Da, l-ați văzut, el este wiperul de pe vapor. Ia uite, bă, ce fac ăștia aici. Da, pregătesc gunoaile, bineînțeles, ajungem iar în Suedia, iar descărcăm totul. Le-au pregătit aici pe toate, nu știu, bă, ce se întâmplă aici. Uitați cât gunoi.
gunoaie, gunoaie. Aruncăm gunoaiele ca să nu le ardem, să nu poluăm. Le dăm pe toate, da? Din nou. Bă, ce-i ăsta? Echipamente, ia uitați, de la sala de forță, sala de sport. Ia uitați ce vreme superbă. Oceanul Atlantic. De fapt, suntem în Marea de Nord, dacă ne apropiem de Suedia. Mamă, ce gălăgie face asta. Așa, ne apropiem de Suedia. Mai avem puțin și ajungem. Vremea plăcută, tare de tot. Nu mai e furtuna, am scăpat de furtuna, de valurile de 8 metri, ne-am săturat și noi. Și furtuna cred că s-a săturat de noi. Nu știu dacă se vede, dar e o platformă petrolieră acolo. O să ne apropiem, poate ies mai târziu, o să mă duc în prova navei mai târziu, în timpul pauzei de cafea, să poate vedem platforma aceea mai bine, mai de aproape. Da, haideți să mergem la muncă, viața de navigator. Ia uitați, prieteni, noua noastră saună. Știți că v-am mai arătat sauna care a luat foc aici. Am primit una nouă, doar ce am montat-o și noi. Ia uitați, abia așteptăm să o folosim. Momentan nu avem voie să o folosim, pentru că nu este gata. Aici este heaterul, da? Elemenții care fac căldură. Aici se pun pietre deasupra. Așa, senzorul de temperatură. Ia uite, aici timpul, da? Se știe clepsidra, ia uite. Ca să nu uiți cât stai în saună. Da? 5 minute, 10 minute, 15 minute, ieși afară, mai bei o bere rece, îl mai întorci pe ăsta odată așa. Da. Temperatura asta, un buton ar trebui să fie de mai trebuie să fie un buton de emergency stop aici. Da, probabil aici o să-l monteze, încă nu-i montat. Da, cablurile electrice am trebuit să monteze. Sauna, ia uite-mă și cu ușă de sticlă, mă. Da, să te vezi înăuntru. Așa, bine, mai trebuie acoperișul montat, mai avem încă treabă. Aici cei de la punte se ocupă, plus electricianul. Eu voi fi cel care va folosi sauna, da? După ce va fi montată. Eu și colegii mei. Aici ofițerul mecanic 3. Pravin. Hi. Hello, Pravin. Care e din el? What are you doing? Signing, huh? Yeah, signing. Ok, good. Da, iar la muncă. E ora 8 și jumătate dimineața. Am făcut meeting-ul deja cu toți colegii. Iar acum o să ne apucăm de treabă. Am făcut rondul prin mașină. Toate sunt în regulă, așadar începem programul de muncă cu toată lumea. Ia să mergem în atelier să vedem ce e pe aici. Uite, de la instalația de gaz. Așa, întreținerea. Uite, alte injectoare de gaz aici. Injectoarele de gaz. Trebuie să le facem, să le schimbăm garniturile, totul. Uite, Mr. Alvin. Working. What happened? Too much concentrate here. Mr. Alvin Fitter working, lucrează la strung aici, trebuie să facă o piesă. What you are going to do? Make new thread on the other side. Ah, ok. It's already broken, so it's fast to run. Aici okay. S-a rupt filetul și acum o să trebuiască să facă un alt filet în partea asta. And this one same, eh? Yes. La ambele o să facă cât un filet la strung. Da, professional, Mr. Fitter professional. Good. All safety precautions, everything, good. Hai să filmăm măcar puțin așa, să vedem ce face, cum începe. Ok, good. Ok, good.
Enjoy! Prieteni, hai să dăm o fugă până în prova navei. Am încercat eu să mă îmbrac așa puțin mai gros. Mi-am pus o bluziță, dar credeți-mă că este foarte frig afară. Nu știu dacă o să rezist mai mult de 2-3 minute. Dar vreau să mergem și să vă arăt așa puțin de jur împrejur. Poate cine știe avem norocul și de câțiva delfini pe acolo, sau măcar păsări. Momentan nu văd nicio pasăre pe aici, dar poate vom vedea în prova navei. Aici colegii deja au pregătit parâmele pentru mâine, pentru a lega vaporul la mal. Uite, chiar văd acolo două păsări, două, trei păsări plutesc. Nu știu dacă sper se vadă aici. Să vedem. Destul de frig, deși nu bate vântul foarte tare, doar adie puțin. Simt foarte, foarte rece. Ce să vă mai arăt pe aici? Ia uitați ce lanțul ancorei, da? Ia uitați cât a lanțul aici. Nu știu dacă se vede. Asta e o cheie de lanț, se numește, aici. Rugină multă, apă sărată. Dacă vă întrebați de ce nu am ochelari acum, de ce nu am cască, sunt în Adidas, da? Pentru că nu sunt la muncă în acest moment pe puntea navei și nu trebuie să am echipamentul de protecție. Am ieșit doar într-o plimbare, așadar nu trebuie echipament de protecție când mă plimb pe puntea navei. Alți colegi aleargă, nu vor să meargă în sala de forță, vor să alerge de jur împrejurul navei, să respire aer proaspăt și vă dați seama că n-ar putea să alerge cu mănuși, cu ochelari, cu bocanci, cu cască, ar fi ciudat, nu? De asta vom folosi echipamentul de protecție doar în momentul în care lucrăm pe puntea navei, nu în momentul în care ne plimbăm și facem vloguri din viața de navigator. Da, știu că vor veni și haterii care vor zice, băi, nu mai filma cu telefonul pe puntea navei, este un telefon special, v-am mai zis de atâtea ori, am voie să filmez cu el pe puntea navei, fără niciun fel de problemă. Așa, dar altfel vă dați seama, mă trimiteau acasă și comandantul, șeful mecanic, toată lumea mă trimitea acasă fără niciun fel de problemă, însă telefonul meu pe care l-am și făcut un vlog cu el de acasă, este al meu personal, am dat banii pe el. Așadar pot să fac, dar am în plan să cumpăr un alt telefon și mai performant. Acum am găsit un telefon special, un smartphone special, mă costă destul de mult, dar îl iau ca pe o investiție pentru a face clipuri mult, mult mai frumoase. Așadar, deci aici sunt pompele. În interior aici se vede, da? Deci doar partea asta din tank se vede. Sunt tankurile de marfă, sunt dedesubt, sub această punte și nu se văd, dar se vede numai partea de deasupra tankului, unde acolo este un electromotor, iar pompa este în interiorul tankului. Așadar, viața de navigator, merg la masă acum. Haideți să mergem la masă să-l vedem pe ospătarul Marlo și pe bucătarul Justin. Își zice el, să vedem cine au pregătit de mâncare. Ia să vedem băieții ce au pregătit aici. Mamă, ia stai să punem și lumina așa să se vadă coastele. Coastele, ce mai e pe aici? Pasta. Uite pe Mr. Marlo. Yes, what are you doing? I'm just preparing dessert with lemon, creamy custard with some strawberry. With ice cream, huh? Ice cream topping, sir. Oh. Strawberry, see, with the jam side. Wow. How is good, huh? Good it's taste? Good taste, very good, of course. Wow. I want to try. This
is a custard, give some little bit sour and sweet, you know, mix like a bomb inside your taste. Taste like a bomb inside your mouth. Wait, sir, not yet finished. Not yet? Ia mă să vedem ce mai pregătește aici. Și ciocolată. Strawberry. Strawberry? Ai de capul meu. Gracias. Yes, gracias. Sir. Thank you very much. Ce servire aici. Vai, vai, vai. Mr. Marlow. Yes, sir. Good, good. Prieteni, nu știu ce să vă zic, dar abia aștept să mănânc această înghețată cu frișcă, cu șarlotă, nu știu sincer ce este, dar vă zic după ce mănânc. Prieteni, înghețata absolut senzațională făcută de Marlow. Cremă de lămâie, ce am înțeles, nu știu cum se face, că nu sunt bucătar. El însă este ospătar, el se ocupă de prăjituri, de înghețată, bucătarul practic face doar mâncarea, restul prăjiturilor și ce vedeți pe la ora 10 la pauza de cafea când avem tot felul de covrigei, pâine umplută cu diferite chestii, este făcută doar de ospătarul navei, nu de bucătar și astăzi este dat luni. Deci nu este duminică, cum se întâmplă și prin alte părți, unde doar duminica ești servit cu înghețată sau cu o prăjitură. Pur și simplu azi e luni, când filmez acum și credeți-mă, cam tot timpul este la fel. Am nimerit un bucătar și un ospătar, nota 20, foarte muncitori, foarte pricepuți, toată ziua cu zâmbetul pe buze. Marlow, din păcate, acum câteva zile a avut o problemă medicală. Chiar a fost, a vizitat doctorul când am fost în port, în Statele Unite. Însă i-a dat tratament și a revenit și din nou este cu zâmbetul pe buze, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A avut o mică problemă la sistemul muscular, nervos, ceva, nu știu exact. Însă văd că tratamentul și-a făcut efectul și și-a revenit foarte bine. A avut câteva zile de pauză, 3-4 zile de pauză, timp în care bucătarul practic a lucrat singur și l-a mai ajutat un marinar din când în când, l-a spălat vase, l-a servit masa și așa mai departe. Da, cam atât pentru... Vreau să termin neapărat înghețata asta pe care i-a făcut-o. Așadar, o să vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Până data viitoare, vă îndim pupa și poftă mare tuturor să aveți!